singur majoritar al acesteia. Spun lucru mare, dragule de inimă, pentru că business-ul principal, vă spuneam că un om de afaceri din Dej, care nu avea nimic în comun cu hârtia, a cumpărat pachetul majoritar de la Behar. Astăzi este a doua pasiune pentru domnia sa. Dați-mi voie să-l invit la cuvânt pe domnul Ioan Tecar, președintele Consiliului de Administrație. În primul rând vreau să adresez mari mulțumiri tuturor invitațiilor pe care ați răspuns și ați reușit să ajungeți la acest eveniment, care, propriu zis, ne marchează într-un fel anume pe noi ca și oameni și ca și societate și chiar și ca și municipiul Dej, și să vă mulțumesc pentru că ați acceptat și ați ajuns în jocul nostru și nu fac altceva decât să apreciez acest efort. Bănuiesc că fiecare a lăsat care voastră și sunteți aici. Încă nu a ajuns doamna ministru, probabil o să urez bun venit când va ajunge, dar până atunci aș vrea să urez bun venit și încep cu domnul primar. Domnul primar, mulțumesc că ați acceptat invitația. Domnule președinte al Consiliului Județean, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la acest eveniment. Mulțumesc tuturor celor care din partea Senatului României, senatori, din partea deputaților și, nu în ultimul rând, să mulțumesc tuturor celor care au participat într-o formă sau alta la acest proiect. Proiect care, dacă ne gândim în urmă cu 5 ani de zile când l-am pornit, era un vis, un vis de departe, dar câteodată visurile pot să devină și realitate. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să mă aflu alături de dumneavoastră într-un moment atât de important pentru dumneavoastră, pentru întreaga zonă, pentru județul dumneavoastră și pentru toată România. De ce mă aflu aici? Am răspuns invitației companiei, invitație de a participa la deschiderea acestei investiții la care Ministerul Finanțelor Publice a contribuit prin această schemă de ajutor de stat. Am contribuit cu peste 44 de milioane de lei, undeva la peste 9 milioane de, aproape 10 milioane de euro, dar am contribuit cu folos, pentru că deja s-au creat locuri de muncă și într-o perioadă de 5 ani, această investiție, acest sprijin din partea statului român, se recuperează integral din punct de vedere financiar, dar efectele pentru dumneavoastră și comunitatea dumneavoastră și pentru România în general, sunt infinite. Am creat locuri de muncă, de fapt dumneavoastră ați creat locuri de muncă, aduceți bunăstare și pentru asta vă mulțumim și suntem alături de dumneavoastră. Mă mai aflu astăzi aici să vă aduc și vești bune și să vă spunem că Guvernul României și Ministerul Finanțelor în continuare este alături de dumneavoastră în proiectele de investiții. Marți am aprobat în ședința de guvern această modificare a codului fiscal prin care acordăm facilități fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Deja am văzut interes din partea comunității de afaceri, deja știm că această zonă de cercetare-dezvoltare este cerută de piață și că în zona Clujului aveți foarte mulți tineri talentați care ar putea să lucreze în acest domeniu și ca atare, activitatea noastră ar putea fi în continuare dezvoltată. Ministerul Finanțelor Publice mai sprijină mediul de afaceri printr-un cod fiscal mai prietenos în 2016. Păstrăm facilitățile fiscale pentru profitul reinvestit și, de asemenea, avem acest cod
mai redusă de impozit pe dividend, de la 16 la 5% a fost redusă. În continuare, pot să vă spun că suntem alături de dumneavoastră și printr-un proces serios de simplificare, de reducere a birocrației. După cum știți, am făcut pași importanți pentru reducerea birocrației în ceea ce privește activitatea și serviciile pentru persoane fizice și suntem în continuare în proces de simplificare pentru persoanele juridice. Primul rând, reprezentantul guvernului în teritoriul nostru, în județul Cluj, este doamna ministru finanțelor, pe care o salutăm cu mult respect și mulțumim că nu foarte des se întâmplă ca un ministru, sau și mai ales un ministru al finanțelor, să se deplaseze în teritoriu la o asemenea investiție. Îi mulțumim pentru faptul că și-a găsit o zi întreagă să fie prezent în județul Cluj și o așteptăm și cu altă ocazie. De altfel, domnia sa nu v-a prezentat traseul pe care l-am făcut astăzi sau programul de astăzi. Dimineața am făcut o scurtă vizită la administrația regională financiară să vedem cum stăm cu clădirea de acolo și să avem o discuție, ales doamna ministru, cu directorii de la Cluj, din regiunea noastră de Nord-Vest. După aceea am fost în Parcul Industrial de Tarom, pe Tarom 3, unde am fost plăcut surprinsă de investițiile făcute de Longhi și de compania Bosch. Sigur, domnul președinte al Consiliului Județean probabil o să vă spună mai multe lucruri despre aceste investiții de acolo. Și astăzi, iată că ne găsim aici, la niște prieteni de-ai noștri și îi salutăm cu multă prietenie pe domnul Tecar și pe familia sa, și mă refer la familia sa, mă gândesc la toți cei care sunteți prezenți aici și dacă sunteți toți așa frumoși și îmbrăcați, noi n-am apucat să ne îmbrăcăm cu președintele, că mi-a ajuns mai târziu un pic, așa. Vă salut cu mult respect pe fiecare dintre dumneavoastră, pe primarul Dejului, pe, știu eu, deputați, consilieri județeni, senatori, vicepreședinți de Consiliul Județean, evident, președintele Consiliului Județean și pe toți cei care sunteți prezenți aici și pe colegii noștri din presă, care să ne bucurăm împreună la această frumoasă sărbătoare a Dejului. Aș vrea să mulțumesc pentru această invitație împreună cu colegul meu, Marius Munezat, care este jandarmul dumneavoastră și împreună cu care acum conducem Consiliul Județean, sperăm noi, pentru următorii 4 ani și cu rezultate bune. Aș și scurt, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Pentru această investiție, cred că vorbesc faptele, este practic imposibil să mai adaug ceea ce s-a spus aici despre această investiție extraordinară, despre locurile de muncă, despre importanța investiției pentru dumneavoastră, cetățenii acestui oraș și nu numai. Ca atare, autoritățile publice locale trebuie să se bucure ca astfel de investitori, să-i sprijine în principal, iar noi cei de la nivelul Consiliului Județean, așa cum facem în parcurile industriale, cele 5, în curând al 5-lea parc industrial, să ajutăm investitorii cu ceea ce ne permite legea pentru a face performanță. Eu aș vorbi mai mult despre omul Ioan Tecar, pentru că, repet, ceea ce înseamnă investiția, faptele dânsului vorbesc. Cred că dânsul este o dovadă clară că atunci când ești perseverent, serios, disciplinat, cu dorință de muncă, corect și aproape de oameni și ai lângă tine o familie care ține la tine și te susține, toate acestea la un loc demonstrează că poți face performanță. Nu degeaba jumătate de aproape din cei de aici sunteți angajați ai dânsului, asta demonstrează că faceți parte din familia lui lărgită, o familie pe care se bazează, iar aceste rezultate pe care le are nu pot fi realizate decât împreună cu dumneavoastră, cu soția, cu familia, cu cei apropiați, care sunt convins că au avut acest rol important în ceea ce dânsul este astăzi. Acesta este Ioan Tecar, îl cunosc de mulți ani, din perioada în care eram prefect al județului și cred că atunci ne-am cunoscut, acum ce trec ani, acum 12 ani chiar. Și pas cu pas a crescut, s-a dezvoltat, a investit și prin seriozitate a ajuns astăzi la ceea ce este și îl felicit pentru asta. O bucurie pentru mine azi să fiu aici, în mijlocul dumneavoastră. Am emoții, pentru că mulți dintre dumneavoastră de aici am lucrat în fabrica de celuloză și hârtie.
Am făcut o familie frumoasă, puternică, competitivă. Și iată că transmiterea de pe platforma Nord spre platforma Sud s-a făcut prin domnul Nelu Tecar, care a sfințit locul și sfințește locul prin această investiție, dar și prin profesionalismul noastră, dorința noastră de a reda brandul de hârtie în municipiul Deș. Pentru acest lucru eu vă felicit. Transmit aici ceva. Celuloza și hârtia a fost un mare brand în municipiul Deș și în țară. Din păcate, doamna ministru, nu mai avem celuloză. Dar domnul Tecar continuă hârtia TIS-ul. Felicitări! Am mers cu acest colectiv în Someșdeș, la Petrești, la Pehart. A repus o fabrică în funcțiune. A adus-o la normalitate și chiar spre perfecțiune. A venit la Deș și a deschis două linii de TIS-ul. Eu îi urez succes din suflet. Mă bucur că sunt contemporan cu el și să știți că e un om modest, un om de bun simț și un om care întoarce ceva spre comunitatea lui. Doamne ajută! Mulțumesc! Portul, pentru că știți, întotdeauna când vrei să faci ceva, sacrifici ceva. Cred că cea mai sacrificată a fost familia, pentru că am fost foarte departe de ei de multe ori. Eu le mulțumesc tuturor și vă rog, îngăduiți să vă spun, să-i aplaudăm. Pentru că dacă s-am realizat ceva, să știți că am realizat, pentru că ei au fost aproape de mine.